Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, vă ajută foarte tare. Deci, văd că concurenții, unii dintre ei, fac niște rosturi. Eu n-am știut prea bine ce e acela un rost, dar am înțeles că scrii ceva despre altcineva, o jignire sau cuvinte urâte, sau pot să fie și frumoase. Cam așa ceva. Cam așa ceva am priceput eu. Dacă n-am priceput bine, vă rog să-mi scrieți. Sunt nouă în așa ceva, n-am mai auzit până acum, dar în fiecare zi înveți câte ceva, cum am învățat și eu. Așa că Roberto era cu Hatice Mihai și scriau despre Cătălina și Vlad. Ați văzut că Roberto mai nou s-a înhăitat cu Hatice, cu Mihai, Simona și a venit și Andrei, că ce să facă dacă e cățelușul Simonei, de asta și votat-o pe Diana la eliminare, de asta a votat-o. Nici nu prea știa să explice, cred că explicația i-a fost sugerată. Nu prea știa să explice de ce, când îl întreabă Simona Gherghe de ce. Deci, floarea mea, deci și el cățeluș se gudură pe lângă ei. Că ce să facă? Știu că nu-i place, știu că i-a vorbit acum câteva luni foarte urât, dar, dacă Simona e cu ei, și el, că-i după ea. El n-are personalitatea lui proprie, el se adaptează. Tot ce face Simona, el trebuie să o asculte, bineînțeles. Am văzut că mama, Eleonora a zis cuvinte frumoase la adresa celor doi, dar uite-te că ceilalți zic cuvinte urâte. Nu știu de ce, pentru că n-ai ce să zici celor de Cătălina și Vlad, pur și simplu nu ai ce să zici. Sunt un cuplu așa de liniștit, își văd de relația lor, vorbesc foarte frumos, nu se amestecă în discuții, nu zic. Ce ai să le reproșezi? Niște oameni ca Hatice, Mihai și Roberto, care i-a hăitat cu ei de ceva timp, au găsit. Loredana pare foarte îngrijorată de viitoarea noră, posibilă noră, Diana, care se află în cursa de eliminare. Și nici eu și mai mulți telespectatori nu înțelegem de ce. Când sunt două fete singure în casă, mai ales Irina, care nu s-a arătat interesată decât de Alex Suțu, foarte puțin. Două fete care nu o să facă niciodată cuplu pentru că n-au cu cine, pe Roberto nu vrea nimeni. Sunt la egalitate cu Diana, care e deja în cuplu, e logodită. Asta nu înțeleg eu absolut deloc. Cum să o pună pe Diana în cursa de eliminare? De ce să o pună pe ea? Pentru că a votat-o Andrei și cu Mihai parcă. Sper să rămână în casă, pentru că are toate motivele. I-am văzut că zâmbea, că zicea că abia așteaptă. Nu o interesa. Dar eu cred că o interesa, nu, dacă într-adevăr are sentimente pentru Dani și cred că are, pentru că se potrivesc foarte bine. Amândoi râd, amândoi fericiți. Asta e un lucru bun. E un lucru foarte bun. Că am mai văzut comentarii la adresa lui Dani, că el a jucat la păcănele, așa și spun unii păcănel, că a jucat, a pierdut bani, de asta e fix problema lui. Ce a făcut? Îi dă, dintre cei care comentează, îi dă cumva bani, 80.000 de euro sau nu știu cât a pierdut. Nu îi dă. Așa că el să se descurce, el se descurcă. E destul de mare. Sau familia lui, ai problema lor. Ați văzut că zicea Loredana că e mândră de el, că ce băiat are și l-apără normal, că l-apără. V-am amintit de Dana din sezonul 5, cum și-apăra băiatul, când era pur și simplu asaltat de Nora? Că plângea și îi venea rău și făcea tot felul de crize ca să-l primească înapoi și n-a lăsat-o. Dana știa că e teatru ce face. Deci fiecare mamă își apără copilul. Foarte bine că zice că e mândră. Normal. De moment ce avem copii pe care am crescut, suntem mândre de ei, pentru că e munca noastră. Dacă eu nu sunt mândră de băiatul meu, înseamnă că n-am făcut o treabă bună, sau de fată, bine, se scal și fată. Da. Dacă nu suntem mândri de copiii noștri, înseamnă că nu știm nici să-i creștem, nici să-i educăm, nu știm nimica. Copiii sunt oglinda a părinților. Problema nu e la ei, dacă nu sunt ok, problema e exact la noi. Și mă bucur că a zis că e mândră de el, chiar mă bucur pentru asta. Felicitări! Iar cărât că-i de râs cățelușul Simonei, Andrei, eu să știți că l-am simpatizat o perioadă, chiar l-am simpatizat, că am văzut că, nu de victimizările nu-mi plac, l-am simpatizat din alt motiv, dar am văzut că acum ascultă 100% pe Simona, ce zice ea, el face, așa o să fie și dacă se căsătoresc, că de asta spuneam, că sunt perechea ideală. Era cu Mihai și cu Roberto, nou venit în echipă, pe canapea și Andrei făcea masaj pe spate pe aici pe undeva lui Mihai
El stătea așa, n-avea treabă, iar Roberto parcă îi făcea la tăl, din câte am văzut eu, îi făcea reflexoterapie. Pentru că Roberto e marele terapeut acum, face terapie. Oricum e în cursă de eliminare și s-ar putea să plece vineri. Chiar aș vrea, l-am simpatizat pe Roberto, dar să știți că nu mai îmi place. Nu mai îmi place că s-a înhăitat cu cine nu trebuie. Și dă în ceilalți, în cuplu Dani, Diana, care să știți că sunt foarte ok. Că ei, după spusele cuiva, e o expresie urâtă, eu nu o folosesc, să știți, rânjesc. Nu rânjesc, râd. Râd, zâmbesc. Oamenii sunt fericiți. Și această fericire deranjează. Deranjează, nu știu de ce. De ce să mă deranjeze pe mine că cineva e fericit? Fericit, nu fericit, de ce să nu fii fericit? Fericirea o avem noi aici, o avem. Lasă-o să iese la suprafață, fii fericit. Dar dacă ești gelos pe fericirea altuia, nu o să fii niciodată fericit. N-ai cum. Așa că Andrei acum e servitorul celor doi. Îi place, nu-i place, asta e. Să știți că am citit niște comentarii pe Facebook și foarte mulți cred că acest admirator anonim al Simonei, fostul Simonei sau cam așa ceva, ar fi un fake făcut de câțiva fani ca să dea în... Eu nu mai știu cine să mai dea. Acum, spre sfârșit de sezon, toți dau unii în alții. E lupta. Lupta pentru marele premiu. Fiecare vrea să câștige. Mi se pare normal, dar joacă cinstit dacă tot vrei să joci. Joacă cinstit. Atrageți tu urmăritori, dar nu dând în altul, nu jignind pe altcineva, cum fac cei doi, știți care. Așa că o să fie greu, cum zicea și Loredana, acum în ultima lună, care e cea mai grea, o să înceapă să cadă măștile, cea lui Roberto a căzut deja, eu l-am simpatizat, dar, vedeți, de ce nu-l vrea nicio fată? De asta, de asta. Bate vântul. Bate vântul, să știți. S-a pus tare să bată și la mine aici e o curte liniștită, am ziduri, aici e casa și aici sunt ziduri, de obicei nu prea bate aici jos, e o zonă mai liniștită, dar și la plajă, la plajă, vedeți că m-am pronunțat. Și a bătut vântul, de aia și plecat după două ori. Așa mai stăteam. Deci Roberto s-ar putea să plece. N-aș vrea să plece Antonio, dar nu cred că o să plece Antonio, pentru că Antonio are cuplu. Are cuplu. Să revenim la Simona. Am mai vorbit despre asta. Simona n-a fost deranjată deloc de buchetul de flori, dar florile nu prea erau inspirate. Cum să trimiți unei foste iubite, să zice buchet de flori a soarelui? Unii răutăcioși spuneau că acest ursuleț e cel trimis de Giulia lui Antonio, că știți că Antonio n-a primit cadou de la Giulia, știi, dintre care era și ursuleț. Alții cred că staful a făcut acest joc, că ursulețul era mic, micuț, se juca Andrei cu el în emisiunea. Andrei nici măcar n-a reacționat în niciun fel. Stătea acolo cu ursulețul și se juca cu el, îl ținea, îl făcea așa, pe ursuleț, bineînțeles. Și Simona era cea mai fericită, are admiratori. Poate să fie fostul ei care a părăsit-o când i-a avut probleme și zicea că a fost un leaș, vom afla, sunt sigur. Cam atât am avut să vă spun, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, mă ajută. La revedere!